Rugăciunea în cor a peste 100 de credincioși din zona Macul Roșu Tomis Nord a răsunat pe bulevardul Tomis în această dimineață. Un sobor de preoți în frunte cu arhiepiscopul Tomisului au oficiat liturghia la biserica de pe trotuar, în speranța că vor sensibiliza autoritățile și că nu se va ajunge la demolarea lăcașului de cult. Împotrivirea Sfântului Duh a arătat unirea treimii. Te blestem pe tine cu cel ce a certat vântul și a liniștit diformării care este. Enoriașii din zonă cer relocarea edificiului, pentru că în el au fost deja oficiate în decursul anilor mii de botezuri și de căsătorii și sunt foarte atașați de această bisericuță și de preoții care o slujesc. Dacă li se pare că e așa, cum se spune, baracă sau ceva, să ne facă ceva frumos, să ne ajute, să ne facă ceva frumos în locul ei. Biserica este mireasa lui Hristos. Cum să faci așa ceva? Deservește un cartier, sunt foarte mulți bătrâni care vin zilnic aici. Și e mare binecuvântare. Eu cred că Sfânta Liturghie mai ține lumea. Stop terorizării populației, au scris unii credincioși pe o pancartă albă, în semn de protest față de decizia instanței și față de apropierea termenului la care lăcașul va fi demolat. O reacție a avut astăzi și primarul Constanței, Virgil Chițac, care spune că biserica trebuie demolată, conform deciziei definitive a instanței, și că nu se va lăsa intimidat de cei care spun că este primul primar care va dărâma un lăcaș de cult. Ba mai mult, Chițac susține că a oferit suficient răgaz preoților pentru a-și lua lucrurile din biserică și califică acțiunea lor drept tărăboi la ordin. Acum, probabil că s-a primit un ordin în care se face tărăboi, ăsta total gratuit. Eu nu fac altceva, și așa vreau să se înțeleagă, decât să execut o decizie a unei instanțe. Restul discuțiilor, că le duc sentimental, că sunt primul primar care demolează o biserică, sunt discuții colaterale. Poziția Patriarhiei Române este una fermă. Orice edificiu sacru, cu atât mai mult o biserică, nu se înalță și amenajează decât într-un spațiu riguros adecvat, adică potrivit și demn de o asemenea nobilă alegere. Există rațiuni practice, canonice, arhitectonice, estetice și liturgice foarte limpezi, care stau la baza construirii unei biserici. Ca orice edificiu ridicat în spațiu privat sau public, construirea unei biserici presupune toate aprobările necesare din partea autorităților locale abilitate, a transmis biroul de presă al Patriarhiei Române. Pentru a evita producerea oricărui resentiment de ideea de sacrilegiu, soluția mutării sau a translatării în măsura posibilului a unui lăcaș de cult este a priori mai bună decât punerea la pământ a acestuia, au mai adăugat reprezentanții Patriarhiei. Pe de altă parte, arhiepiscopul Tomisului califică decizia de demolare a bisericii drept cel mai infam moment din ultimele decenii și amintește că Virgil Chițac nu și-a respectat cuvântul privind relocarea lăcașului de cult.